ședință a postului nostru de televiziune. Dar noi avem informații și de la telespectatori și de la colegii noștri care sunt acum în teren. Există tramvaie pe câteva linii din capitală unde pe alocuri se circulă prost sau nu se circulă deloc. Există autobuze care de asemenea nu circulă. Bucureștenii au în unele locuri din capitală dificultăți să ajungă la serviciu. Pe de altă parte, la metrou, ne spuneau colegii noștri de asemenea din teren, garniturile circulă la un interval de 7-8 minute, este mare aglomerație, lumea fuge de RATB că asta este situația la suprafață și ia metroul. Nu se circulă la un interval mult mai scurt, de 2-3 minute, cum ar fi bine ca să se circulă. Noi am avut comandament de iarnă toată noaptea, am fost în legătură permanentă cu directorul general RATB, am închis câteva secunde înainte să intru cu dumneavoastră în direct stația de emisie recepție pe care comunicăm permanent. Nu vă supărați, dar în acest moment nu există autobuz blocat, nicăieri, în capitală, se circulă și în condiții de iarnă, dar se circulă pe toate arterele. Autobuzele RATB, 41 și 32 nu circulă. Dumneavoastră ne spuneți contrariu. Cum susțineți acest lucru? Nu fiți supărată pe mine. Nu sunt supărată pe dumneavoastră. Mi-ar fi plăcut să meargă copiii mei la școală, să știți, în schimbul această dimineață, chiar dacă ninge, mi-amintesc în copilărie că mergeam la școală, chiar dacă ningea. Vă rog, doamna primar. Dumneavoastră, considerați. Continuați? Și acum să aveți un ton agresiv la adresa mea, da, nu mă supă, repet, am fost jurnalist și vă înțeleg. Dacă dumneavoastră considerați că cei peste 250.000 de elevi din capitală puteau astăzi și mâine să meargă în condiții optime, într-un București cu 3 milioane de mașini și totul ar fi fost paralizat, eu vă respect opinia, punctul de vedere, ca cetățean, dar nu pot să fiu de acord. Vă spun foarte elegant și cu mult respect. În ceea ce privește problemele care au fost la linie de ATP în privința liniilor de tramvai sau remediate, dați-mi voie după ce închid telefonul cu dumneavoastră să vă facilitez o intervenție în direct a domnului director Mihail de la RATB. Să vă chiar vă rugăm! Odată, dacă pe mine nu mă credeți, cele că pune și semnul întrebării, ceea ce primarul general vă spune cu toată responsabilitatea, mai mult decât atât, în ceea ce privește metroul și este normal ca cetățenii să apeleze la metrou câtă vreme un mijloc de transport public de suprafață este în dificultate din cauza condițiilor meteo dificile. Și e foarte bine că se întâmplă. Legătura, este normal, este un gest de normalitate, mai că metroul nu ajunge așa cum știm în toate cartierele. Voi la legătura cu Ministerul Transporturilor, pentru că așa cum știți, metroul nu este în subordinea Primăriei Generală a Capitalei, să pot eu acționa și în subordinea Ministerului Transporturilor, pentru a ruga pe domnul ministru, cred că a și făcut acest lucru, dar poate, se poate interveni în plus să suplimenteze garniturile, în special pe parcursul zilei de astăzi. Cred că sunt măsuri profesioniste pe care le-am luat, nu am fost luat prin surprindere, știți foarte bine cum s-a acționat săptămâna trecută pentru dezăpezire și îndepărtarea foleiului, dar atunci a nici apunând doar câteva ore. Aveți și dumneavoastră meteorologi care v-au informat și pot să vă aducă de asemenea elemente suplimentare, că a fost o situație deosebită și mult mai dificilă decât săptămâna trecută, pentru că a nins abundent de la ora 22 și ninge și acum. Abia în jurul orei 11, ninsoarea va mai scădea în intensitate, dar va ninge până în jurul prânzului. Cu alte cuvinte, chiar dacă s-a intervenit non-stop, lucru pe care îl puteți verifica pe toate arterele și urgența întâi, care înseamnă marile bulevarde, pentru a nu se închide instituții, pentru a nu fi cartiere blocate, nu a fost posibilitatea, pentru că nicăieri în lume nu se întâmplă așa ceva, ca simultan să se intre și pe zona a doua, și anume străzile secundare, unde se va intra imediat când bulevardele vor sta negru. Interesul nostru este să se acționeze fără întrerupere, astfel încât marile bulevarde și căile de acces principale să ajungă la negru, adică la stratul de asfalt. Da, o ultimă chestiune, doamna primar general, înainte de a vă mulțumi pentru intervenție. Dacă sunteți mulțumită de felul în care se desfășoară toate aceste operațiuni de combatere a efectelor iernii în capitală? Ca și dumneavoastră, ca fost jurnalist și ca cetățean,
nu am cum să fiu mulțumită 100% de felul în care s-a acționat în capitală.